Semnal de alarmă tras de ministrul de Finanțe. Economia României a fost condusă în ultimii 3 ani după 2 bugete, unul prezentat în Parlament și altul pentru finanțarea baronilor locali, spune Florin Câțu. Este exact metoda folosită de Al Capone, care avea un registru pentru fisc și unul pentru el, mai afirmă oficialul de la Finanțe. Cam tot ce am găsit aici a depășit cele mai pesimiste așteptări ale mele. Mai mult, am aflat că situația reală nu era cunoscută și nu era anticipată nici de partenerii noștri internaționali, deci informațiile care circulau nu erau cele reale. Concluzia este că România, în ultimii 3 ani de zile, PSD, Eugen Todorovici, a fost condusă, sau economia României a fost condusă după 2 bugete. Și aici pot spun foarte responsabil. A fost un buget, cel prezentat în Parlament, pe care știți toți, cu toții, și cel care nu a fost asumat nici de premier și nici de ministrul finanțelor publice, dar a existat un al doilea buget. Un al doilea buget care avea, de fapt, toate informațiile reale, un buget folosit pentru finanțarea baronilor locali și așa mai departe. Este exact metoda, și nu am găsit altă comparație, exact metoda folosită de Al Capone, de a avea 2 registre, un registru pentru fisc și un registru pentru el. Florin Câțu atrage atenția și în privința deficitului bugetar, care depășește estimarea pentru întreg anul și ar putea depăși 4%. Deficitul la 9 luni trebuia să fie la 2,28. Execuția la 9 luni este 2,60 și astăzi vă prezint deficitul execuției la 10 luni, așa cum mi-a predat-o domnul Todorovici, la 2,84. Deci este ceea ce am predat eu la 2,84, ceea ce înseamnă mai mult decât trebuia să fie la sfârșitul anului. Deficitul bugetar este în jur de 4%. Hai să fiu mai precis, peste 4%. Când zic în jur de, este peste 4%. Mai mult, potrivit datelor prezentate de ministrul Finanțelor, după primele 9 luni ale anului există o diferență la venituri de 21 de miliarde de lei. Jumătate din sumă reprezintă bani în economie necolectați și cealaltă jumătate din fonduri europene. Pe de altă parte, banii pentru investiții și pentru proiecte cu finanțare din fonduri europene nu sunt cheltuiți.